Sunt sigur că ai fost pus în situația în care ai avut de reparat un calculator, ai fost într-o locație unde nu ai avut acces la aplicații de pe calculator și ți-ai fi dorit să ai un stick cu acele aplicații. În acest material îți arăt cum să faci un stick USB cu aplicații portabile de care ai neapărat nevoie. Raul și bine a revenit pe tutoriale cu Raul. În acest material îți arăt cum poți să pui aplicații portabile pe un stick USB și să le folosești în orice locație dorești unde ai un calculator. Vorbim aici despre aplicații tip Office, aplicații pentru dezarchivare, aplicații antivirus și multe, multe altele. Aplicații de editare video, sunet și multe, multe altele. Rămâi cu mine tot materialul și îți voi arăta cum poți să pui aceste aplicații pe stickul USB iar acest stick să-l ai tot timpul cu tine și să le folosești în momentul în care ai neapărat nevoie. Tot ce ai nevoie pentru a avea aplicațiile tale preferate pe stick USB este normal un stick USB, un stick USB pe care dacă ai documente salvează-le în altă parte pentru că acestea vor fi pierdute în momentul în care vom instala uh, aplicația de care voi vorbi în material. Dar hai să mergem să vedem concret despre ce este vorba. Haideți să începem bun pentru a face acest lucru, pentru a avea un stick butabil cu aplicațiile portabile de care avem nevoie, trebuie să intrăm ca de obicei pe un browser, scriem sus portableapps.com, o să vă las linkul în descriere așa cum v-am obișnuit, acesta este site-ul, iar aici avem Download Now Free. Este vorba de o aplicație care se numește Portable Apps, este o bibliotecă de aplicații portabile Acestea sunt făcute portabile de către o echipă de dezvoltatori cu acordul developerilor aplicațiilor respective. Trebuie să apăsăm aici pe Download Now și vom salva kitul de instalare. Eu l-am descărcat deja. Putem să închidem browserul. Haideți să mergem să. Deschidem kitul de instalare. Limba engleză este și română, din ce am văzut, puteți să alegeți română, eu voi merge pe engleză. Agree. Aici avem trei opțiuni: new install. În momentul în care facem o instalare nouă pe un stick butabil, putem să facem un upgrade la o instalare existentă, adică în ideea în care deja avem instalată aplicația pe stickul USB. Dar vrem să mai adăugăm software-programe pe această instalare existentă, și avem aici să selectăm o locație custom. Mergem pe Next. Aici putem să facem instalarea pe un stick, pe un device portabil în cloud, local pentru un user, local pentru toți userii sau altceva. Eu voi alege instalarea pe un stick. Deci aleg prima variantă portabil, dăm next. Acesta este uh, stickul pe care l-am introdus în portul USB și voi trebuie să aveți uh, stickul introdus în portul USB în momentul în care începeți instalarea. Repet, cum vi-am spus și la început, dacă aveți documente importante, ceva important pe acest stick USB, faceți o salvare pentru că se va pierde absolut tot. Bun, dăm next și alegem install. Instalarea va dura uh, puțin, ce veți avea mai mult de așteptat în momentul în care faceți lista, alegeți lista cu uh, aplicațiile, software-ul care va fi instalat pe stickul USB va dura odată descărcarea, deci vor fi doi pași. Descărcarea software-ului se va descărca pe stick iar apoi se va face instalarea uh, aplicației portabile. Dacă alegeți uh, aplicații gen uh, Apache, Office, varianta Office de la Apache, variante de software de editare video gen OpenShot. O să dureze puțin mai mult descărcarea, dar și instalarea, mai ales la Office, din cât am încercat. Bun, instalarea Portable Apps s-a efectuat cu succes, dăm finish, iar acum se va deschide fereastra, unde aici avem toate noutățile. Așteptăm să se actualizeze fereastra cu aplicațiile disponibile. Aici sunt grupate pe categorii: accesibilitate, dezvoltare, educație, până și jocuri. Sunt o grămadă, e o listă destul de mare de jocuri, grafică și poze, internet. Muzică și video, mai multe, Office, după cum am vorbit, apropo și de Apache Open Office, acesta este despre care vorbeam, dacă vreți să îl puneți pe sticlul USB, va trebui să aveți un pic de, de răbdare până se descarcă și se instalează. Asta se va întâmpla o singură dată. Securitate, aici vorbim despre partea de antivirus și alte chestii. Utilități, aici avem software pentru dezarhivare, software pentru a vedea ce componente are calculatorul, sunt tot felul de programele foarte, foarte utile. Și eu zic că merită să studiați lista mai de aproape și să vedeți ce puteți pune pe, pe sticul vostru USB. Un stick pe care puteți să-l aveți tot timpul la legătura de chei și în momentul în care aveți nevoie, numai mai introduceți în portul USB și aveți programele. Preferate cu care vreți să lucrați oriunde la îndemână Haideți să mergem să facem un test Să instalăm Două aplicații eu voi instala odată nu știu audacity o să încerc Programerul pentru Editare sunet Și voi mai încerca să iau ceva de la antivirus Hai să vedem uite un clam win Este un antivirus gratuit dau Next, voi din listă puteți să bifați toate aplicațiile care le vreți pe sticul USB. Bine să fie și sticul USB mai mare, eu am ales un stick de 8 GB. Dacă știți că vreți mai multe aplicații, puneți și un stick USB mai mare. Bun, am selectat aplicațiile, dăm Next. Și asta este partea despre care vă spuneam. Acum este primul pas, se descarcă aplicația, vedeți Audacity Downloading, iar apoi Arată și viteza de descărcare și timpul rămas. Iar apoi va trece la a doua ă, aplicație la descărcare. Iar apoi le va instala pe ambele. Voi reveni după ce instalarea Audacity și Clemuin este efectuată. Instalarea celor două aplicații s-a efectuat cu succes. Aceasta este fereastra de finish. Apăsăm pe finish. Mergem în aplicație și haideți să deschidem de exemplu Clemuin. Deschidem antivirusul. Ne spune că trebuie actualizată baza de date cu virus, definițiile virusilor. Se va face actualizarea online, asta nu ar trebui să dureze foarte mult. Bun, descărcarea definițiilor s-a efectuat cu succes. Aici avem toate partițiile și iar pe, pentru fiecare putem să dăm o scanare. Avem și folderele fără niciun fel de, problemă. Repet, acest antivirus este pe USB. Pe care l-am creat cu aplicații portabile, prin intermediul aplicației platformei Portable Apps. Bun, acesta este antivirusul portabil. Haideți să mergem să deschidem și Audacity, programul de editare Sunet, pe care l-am pus pe sticul USB. Aceste programe sunt disponibile și în format standard, se pot descărca de pe site-urile lor și instala local pe calculatoare fără vreo problemă, dar sunt foarte practice aceste versiuni portabile în momentul în care, de exemplu aici, Audacity, aveți de editat un fișier audio sau sunt programe și de editare video, editare poze mergeți undeva la cineva care are niște fișiere video sau audio și nu are editoare. Mergeți cu acest stick USB și jumătate din treabă este făcută pentru că nu mai așteptați să descărcați, să instalați la acel om pe calculator aceste aplicații. Voi le aveți deja. Vedeți, s-a deschis și Audacity, merge fără niciun fel de problemă. Aici aveți în această interfață puteți să puneți și imagini și videouri și muzică, documente fără niciun fel de probleme, iar aici puteți să faceți backup. În acest tutorial ți-am arătat cum poți face un stick USB cu aplicații portabile. Aplicațiile tale preferate, portabile, le vei găsi în acea listă le pui pe un stick USB, iar acel stick USB îl poți purta tot timpul cu tine și poți să folosești aplicațiile de oricâte ori ai nevoie. Dacă te-a ajutat acest material, apasă butonul de like. Am fost Raul, până data viitoare, te-am salutat!